pe 28 noiembrie 1989, a trecut la cele veșnice Părintele Arsenie Boca, marele duhovnic al neamului românesc, cel care a rămas în conștiința creștinilor ca un om cu viață sfântă. Mormântul său de la Mănăstirea Prislop este an de an loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care au venit nu numai din Ardealul, care îl iubește nespus de mult pe părinte, ci și din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Chiar și la 24 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, credincioșii se dovedesc însetați să afle mai multe despre activitatea părintelui și învățăturile sale. Totodată se roagă la mormântul lui cerându-i ajutor de acolo de unde este, un ajutor care nu întârzie niciodată să sosească. Biserica Ortodoxă Română este în plin proces de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Demersul este însă de durată, dar contribuie la el și mărturiile aduse de doi frați din Reghin. Mădălin și Paul Butiurcă au realizat în anul 2009 primul film documentar despre viața și activitatea Sfântului Ardealului. L-aș prezenta simplu ca o predică modernă, să zic așa, pentru că omul contemporan prins în tăvălugul și în graba de zi cu zi, poate îi se pare mai atractiv să vadă un film documentar despre Părintele Arsenie decât să citească. Bine, prin asta nu vreau să descurajez cititul, dar e o oportunitate de care trebuie să profite și biserica și de ce nu să propovăduiască și prin aceste medii noi. Mădălin a absolvit teologia, iar fratele său mai mic studiază cinematografia. Împreună au realizat filmul ce avea să crească simțitor popularitatea părintelui Boca, datorită mărturiilor prezentate în documentar. Munca n-a fost ușoară, dar pe tot parcursul, realizatorii au simțit că au parte de un ajutor suplimentar. Din punct de vedere tehnic sau organizatoric, lucrurile n-au fost complicate. Am luat legătura cu, bineînțeles, prima dată am studiat, am citit, m-am interesat care sunt persoanele cele mai apropiate care l-au cunoscut pe părintele Arsenie Boca și apoi am luat interviurile, am filmat în diferite zone, unde s-a născut părintele, unde a trăit, la Prislop, Sâmbăta Mare, București, Drăgănescu și apoi, bineînțeles, postproducție. Dar munca celor doi frați din Reghin nu se oprește aici. Între timp s-au aplecat și asupra altor personalități, fără însă a renunța la Sfântul Ardealului, așa că lucrează acum la partea a doua a documentarului, centrat pe învățăturile părintelui Boca privitoare la viața de familie. Filmul va fi lansat la Cluj-Napoca în ianuarie 2014.